pentru serviciile de telefonie, internet sau televiziune poate avea o singură perioadă inițială, de cel mult 24 de luni. De regulă, acest mod de încheiere a contractului, cu o perioadă inițială, presupune tarife preferențiale, resurse suplimentare sau telefoane la prețuri reduse. În cazul în care nu ai convenit altfel, la finalul perioadei inițiale, contractul este prelungit automat. Înainte de prelungirea automată a contractului, furnizorul tău de servicii te va informa în timp util și pe suport durabil cu privire la încetarea contractului și la mijloacele prin care poți solicita denunțarea. În cazul în care contractul se prelungește automat, furnizorul îți va transmite, cel puțin anual, informații privind cele mai bune tarife pentru serviciile de comunicații de care poți beneficia. La finalul perioadei inițiale a contractului, dacă ești mulțumit sau nu ai găsit o ofertă mai bună, poți alege să nu faci niciun demers. În acest caz, serviciul îți va fi furnizat în continuare, iar tu ai posibilitatea, în orice moment, să renegociezi sau să reziliezi contractul fără penalități. Dacă decizi să renegociezi contractul sau să schimbi operatorul, în funcție de nevoile și bugetul tău pentru a obține tarife mici sau servicii suplimentare, verifică atent principalele caracteristici ale noului contract. De regulă, noua ofertă înseamnă începerea unei noi perioade contractuale minime. Atenție însă! Dacă alegi alt operator, iar perioada minimă a contractului tău actual nu a expirat, vei plăti cel mai probabil penalități pentru încetarea anticipată a contractului. Thank you.